Premierul Marcel Ciolacu a transmis pe contul său personal Facebook un mesaj pentru români de ziua Principatelor. Cităm acum, doar uniți putem construi o Românie echitabilă, a transmis printre altele premierul României. În primul rând, unirea pe care marele Cuza a dorit-o, devine realitate prin autostrada Moldovei. Unirea economică Efectivă a Moldovei cu restul țării va conduce în sfârșit la dezvoltarea rapidă a zonei, prin creșterea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă mai bine plătite. Vrem să menținem prețurile plafonate la alimentele de bază, așa cum la facturile de energie și gaze o facem în acest moment. 2024 este un an extrem de dificil, cu patru rânduri de alegeri, însă. Ca prim-ministru, responsabilitatea mea este de a nu pune în pericol dezvoltarea țării, indiferent de costurile electorale.